Bună seara, astăzi la emisiunea Dilemele Zilei, în această seară o emisiune explozivă, cel puțin acestea sunt premisele, pentru că de câteva săptămâni bune, la nivelul primăriei Târgu Jiu, la nivelul Consiliului Local, nu mai există înțelegere. Dacă până acum vorbeam de parcarea Rodna, vorbeam de străzile din municipiu, de circulație, de modul în care funcționează poliția locală sau nu funcționează, de unitățile de învățământ, de investitori, de investiții, de data aceasta lucrurile păreau clare până la un moment dat și din nou s-au încurcat grație sau din cauza, depinde cum doriți dumneavoastră să o luați, Consiliului Local, Consiliilor Locali, un concurs pentru desemnarea directorului, managerului Clubului Sportiv Municipal, o entitate care probabil avea menirea sau are în continuare menirea să revitalizeze sportul gorjean, indiferent de disciplină. Iată că nu funcționează, nu există, încă nu e pus pe picioare un concurs care a desemnat un câștigător pe Robert Băleț, cunoscutul fost sportiv și oficial al clubului de fotbal Pandurile Nitu Târgu Jiu. A intrat într-o nouă aventură, într-o nouă misiune, dar iată că e abia la început, nici nu se poate pune deocamdată problema unei activități la Clubul Sportiv Municipal. Neînțelegeri între primar și majoritatea PSD ALDE, deși ALDE astăzi a transmis un comunicat în urma ședinței extraordinare că lucrurile ar intra pe făgașul normal și ar trebui semnat un contract între primar și câștigătorul concursului. Ei bine, la această oră o să vedeți că nu stau lucrurile chiar atât de bine precum se prezintă în spațiul public de către politicieni, pentru că alături de mine în seara aceasta se află chiar Robert Bălăieț, îl cunoașteți foarte bine, a jucat mulți ani la Pandurii și este un specialist în domeniu, cred că poate să conteste cineva, inclusiv în managementul sportiv, poate să conteste cineva acest lucru. Bună seara, Robert Bălăieț! Bună seara ție și telespectatorilor Îmi permit să vorbesc așa la modul familiar cu tine, pentru că mulți dintre noi chiar au trăit în ultimii ani frumoși lângă Pandurii Târgu Jiu, indiferent de scandalurile care au fost legate de bani, de cine a condus, cine n-a condus clubul, performanțele rămân și mai Și ales vor pentru rămâne. și vor rămâne întotdeauna. Nu va ține minte nimeni cine ce a făcut, ce dosare s-au trimis în judecată, vor rămâne sportivii și performanțele lor. Aveam speranța, iată că la acest CSM, Club Sportiv Municipal, la care au pus umărul toți, nu cred că e vreunul din altă culoare, din alt partid care să conteste acest CSM, Club Sportiv Municipal și existența lui, dar iată că pornește greu și foarte greu, bate pasul pe loc. Astăzi, o nouă etapă din această bătaie a pasului pe loc sau bătutul apei în piuă. În mod normal, trebuie să spun felicitări dacă citesc comunicatul ALDE, felicitări pentru noul post de director la Clubul Sportiv Municipal, așa e în politică. Însă, să-mi spui dacă am dreptate sau nu cu felicitările acestea. Nu S-a este nimic. semnat contractul Nu, nu. astăzi? Nu s-a semnat niciun contract. Ce să spun? Am impresia că am intrat unde nu trebuia. Am început acest concurs. Am venit cu inima deschisă să. Chiar am crezut și cred și acum că se poate face ceva. Dar a început o adevărată nebunie în momentul în care am fost declarat câștigător. Am aflat lucruri incredibile, că concursul nu s-a desfășurat după cum trebuie, că a fost o virgulă pusă. Am învățat așezarea în pagină de 3 ședințe. Tatăl meu a fost învățător și am învățat-o la 1-4. Nu cred că spune cineva că am spus ceva până acum rău de cineva și nu o să spun, dar nu înțeleg, crede-mă, ce se întâmplă. Nu înțeleg pentru că eu m-am prezentat la un concurs, după un. M-am uitat pe un anunț ce trebuie, mi-am depus ce trebuia de depus acolo, m-am prezentat la un concurs, l-am picat în primă instanță. De asta eu înțeleg că acum s-au descoperit vicii de procedură în organizare, dar
Înainte, întreb și eu, că n-am întrebat pe nimeni pentru că nu m-a băgat nimeni în seama. Până acum, între cele două concursuri, nimeni nu a descoperit, dacă au, așa o fi, pentru că habar n-am eu ce au, că tot Consiliul Local a votat, împreună cu prima, au votat aceste reguli. Și dacă știau că e ceva care nu este în regulă, de ce nu au acționat atunci? De ce au acționat? Mă întreb. Pentru mine sunt niște semne de întrebare. De ce atâta tamtam acum, după acest rezultat? De ce n-au fost în săptămânile premergătoare, în lunile premergătoare celui de-al doilea concurs, dacă se știa că sunt probleme? O fi, habar n-am. Eu m-am dus de bună credință la acest concurs. L-am câștigat. Ce fac acum? Stau și mă uit pe un scaun în spatele unei ședințe de Consiliu să văd ce? Că se schimbă o virgulă? Că nu știu ce amendament se schimbă? Nu s-a schimbat nimic astăzi. S-a schimbat ce era și înainte. Adică n-am înțeles sincer nimic. Am vorbit și cu avocații mei. Mi-au spus că o să rezolve ei problema, o să urmăm procedurile care sunt de urmat, pentru că nu sunt jurist și nu mă pricep la asta. Inclusiv în instanță. Da. 100%. Din păcate, și mă repet, toate că nu este în regulă, din păcate nu voi suferi eu cel mai mult. Eu o să-mi văd de drumul meu, cum nu m-am rugat de nimeni până acum, de când am plecat la Târgu Jiu de la Pandurii, nu o să mă rog nici acum ca cineva să-mi acorde un post care l-am câștigat în concurs. Asta e. S-o fi greșit, nu știu, abar n-am, nu, ți-am zis, nu, legea, da. Las legea să spună totul. Cel mai mult va avea de suferit sportul și acești copii din acest oraș. Pentru că e clar, dacă eu merg în instanță, va dura o perioadă. Anul competițional 2019-2020 este compromis 99% la ora asta. Este clar că se va mai pierde un an, pe lângă ceilalți ani care s-au pierdut din diverse motive, pentru că nu le cunosc. Și fiind postul în litigiu, nici concursul va putea fi organizat. Clar! Deci e blocat din toate cărțile, da, da. CSM-ul acesta. Se poate înființa alt CSMSB, nu știu. E singura variantă. B de la numele unor animale, dar n-are rost să-l spunem acum ca să nu avem probleme. Și chiar nu înțeleg, da, nu depășesc. Într-adevăr, e greu de înțeles ce se întâmplă, mai ales că e vorba de un fost sportiv de performanță, un sportiv de care se leagă chiar și un record în Liga 1, dacă nu greșesc, la un moment dat, cu acele penaltiuri. Un sportiv care a însemnat mult în viața clubului de fotbal Pandurii Linitul Târgu Jiu, și ca sportiv, și ca în partea de administrativă, ne ducem aminte de performanțele, poate nu vor mai exista niciodată în Europa. Eu sper, dar dar nu cred, nu mai cred că va mai fi posibil. Nu, pentru că... Și era nevoie de un om cu experiență, mai ales că e localnic, târgujean de-al nostru Gorjean, să-l fi trebuit ajutat. Chiar dacă nu e PSD-ist, da, penelist, PMP-ist sau alte politica, UDMR-ist sau alte, da, culori politice. Păcat că se întâmplă în felul acesta, măcar 6 luni merita o șansă Robert Bălăi să arate dacă poate și la CSM Târgu Jiu, cu bani sau fără bani, măcar merita o șansă și chiar una legală, în vedere că a câștigat acel concurs acum. Chiar nu toate posturile pot fi ocupate de politruci, mai ales în domeniul sportiv, mai ales în domeniul economic. Vezi aici cazul complex energetic Oltenia, mult analizat și mult disputat, deși și acolo se infiltrează și s-au infiltrat. Probabil și se vor infiltra în continuare și politicii. Nu, dar este clar, politica nu o să fac niciodată. Am mai declarat-o cu toate că... Dar nici asta n-ar fi o treabă atât de rea, da? Da, cu toate că ce am văzut acum în ultimele... Politica ar trebui să știi că destupe lucrurile, nu să le blocheze. Dar să facă în folosul oamenilor. În folosul comunității. Până la urmă. Hai să fim serioși. Sportul este la pământ. La Gorj. Asistăm la o ceartă politică, de fapt? În stratul acestui... Așa standard? Pare. Din punctul meu de vedere, așa pare. E 100%, de fapt. Pentru că nu văd nicio altă... Ți-am zis, în momentul în care te legi de orice virgule,
de orice proceduri care puteau fi rezolvate, încă o dată repet, premergător acestui concurs, că a fost luni de zile și nu înțeleg de ce nimeni atunci nu a făcut nimic în acest mod. Avocata mea, de exemplu, mi-a zis, băi, Robert, a fost așa, lăsată în caz de, cum ar fi. Nu, n-am înțeles foarte bine ce a vrut să spună. Și de către organizatorul concursului, bănuiesc. Și nu știu cine a făcut și cine a făcut clubul și ce... Ca să fie o portiță, cumva... Da, nu știu, nu, n-am înțeles foarte bine. Și pentru capră și pentru varză, să înțeleg. Da, n-am înțeles foarte bine și ți-am zis că nici nu vreau să... Primarul Romanescu ar fi trebuit, sau echipa, așa, să studieze foarte bine când organizau concursul. Dom'le, ne mai trebuie sau nu avizul de la Consiliul Local? Nu. Da, nu semnat și la revedere. Avocații, de exemplu, mi-au spus că era un aviz... consultativ. De... Exact. Nu era unul conform. Dar, încă o dată, nu pot să spun. Există o instanță care va decide. Va decide. Dar eu e păcat știu, să se ajunge acolo pentru că se blochează tot demersul ăsta. Asta va fi revitaliza... cea mai mare problemă. Că sportul va rămâne încă o perioadă... în afara competițiilor oficiale și în afara performanței, până la urmă. Performanța nu se pune problema. Nu se mai pune problema. Vorbeam de un proiect pe termen mediu, probabil, și lung. Sau, depinde, s-a mandatul fiind pe 3 ani, mediu. Proiect de management. Lumea trebuie să înțeleagă și oamenii care vorbesc de acest lucru, că orice hot... Eu eram un director executiv la acest club, de execuție. Peste mine era un comitet director, Consiliul Local și primarul. Deci aveam vreo 30 de șefi. Nu puteam să fac nimic fără orice fac. Scrie în atribuțiile directorului. Atribuții scrise nu de mine, scrise de cei care au constituit acest club. Că eu trebuie să vin după discuțiile cu antrenorii și cu președinții de secție și cu un proiect, că vreau să înființez ceva. Atunci... trebuie avizat de comitetul director, care are în componență și consilieri locali, și după aceea am mers iar în Consiliul Local pentru aprobare. Deci, orice aș fi scris eu în acel proiect, nu are legătură. Tot trebuie aprobat încă o dată și încă o dată și încă o dată. Deci, este un post care nu poți să faci. Poți să vii cu să niște faci idei, prea multe planuri în afara, dar tot cu dânsii, tot cu Consiliul Local, da, tot cu primarul, tot altfel nu se poate face nimic. Și dacă nu suntem toți pe aceeași lungime de undă, mă îndoiesc că se poate face ceva. S-a reproșat într-adevăr și partea aceasta consistenței planului de management, a proiectului, că da, trebuie să scriu vreo 1000 de pagini și cel de la Centrul Brâncuș avea 50 sau 100 sau 200 sau câte avea. Eu sunt curios să văd câte va face. Sportivi. Din același 50. Sportivii sunt mai mult cu faptele, mai puțin cu birocrația și cu hărțogăria până la urmă. Nici nu contează asta. Se putea face un proiect dacă te apucai să scrii istoria sportului local. Dar este un proiect, este pe niște considerate generale. Da. A fost o comisie care m-a întrebat... cum văd eu lucrurile, care nu m-a întrebat ce am scris acolo, pentru că probabil și din ce am scris acolo, dar au întrebat întrebări anume. Deci n-au fost așa un concurs, așa, te prezinți acolo și gata. Adică cum te descurci în situații limită, când nu ai buget, cum atragi bani, de unde îi atragi. Au fost niște întrebări care sunt consemnate acolo, nu le-a scris cineva de la prima, nu le-am scris eu. Dar... au mai apărut, așa, în spațiu public, să zic, am mai auzit și pe un domn consilier că ar fi ceva informații, cum că n-am avut vechime, cum că n-au apărut deocamdată. Le mai repet încă o dată, la Panduri cât am lucrat, nu am plantat flori. Am avut o fișă cu apostului destul vechimea de... Vechimea apare consemnată undeva, era cu normal. Contract de muncă, dacă asta contează, da, până la urmă. Și... adică nu pot să contești așa să mă... M-am simțit foarte controlat în ultimele săptămâni, să știi, foarte așa, nu știu, analizat până din toate unghiurile. Personală, da. Și nu știu, cred că mai normal era să ne punem la o masă să
vorbim de proiecte, de cum vedem lucrurile, cum văd eu lucrurile, câți bani sunt, că degeaba fac eu un proiect, că eu aș vrea, de exemplu, să fac performanță, să câștig titlul la handball, la basket, la volei. Aș vrea ca să le propun să iasă din consiliul din asocierea cu Pandurii Lignitu, ca să pot să organizez, să afiliez secția de fotbal. Multe sunt de discutat. Dar noi stăm și găsim o virgulă. Nu înțeleg, credem. Astăzi a fost o nouă încercare de a, mă rog, se ajunge în faza de semnare a contractului. Ce s-a întâmplat în ședința Consiliului Local? Sincer, pe ce s-au certat? Da, n-am apucat să urmăresc. Eu am fost acolo. Chiar am început și chiar să am zis evit, că evit să mai urmăresc, da, ședințele astea. Am zis că nu o să mai merg. M-am călcat așa pe inimă și m-am dus totuși. Să văd și acum ce... Discutim cu mai mulți oameni, văzând anumite... Discut toată ziua, pentru că umblând pe stradă, de aici fiind, vorbesc cu oameni și îmi spun tot felul de povești. Și am vrut să văd și acum ce se întâmplă. Nu s-a întâmplat nimic. Nici n-am înțeles foarte multe, nici nu erau multe de înțeles. S-a schimbat un amendament care era și înainte. N-am înțeles ce s-a întâmplat. Atâta vreme cât secretarul acestui consiliu s-a ridicat și a spus că aceste amendamente, el nu le semnează, că sunt ilegale, să înțeleg că această ședință a fost făcută ca să treacă timpul. Pentru mine nu m-a ajutat, pe mine nu m-a ajutat cu nimic și cred că nici sportul Târgu Jiu nu l-a ajutat absolut cu nimic această ședință. Lucrurile au rămas la fel. Eu nu am contract, nu pot să mă apuc de treabă, vedem ce se va întâmpla. Vedem ce se va întâmpla, dar situația rămâne blocată. Până la urmă ne întrebăm de ce s-a mai înființat acest club sportiv municipal, pentru ce s-a mai înființat. A trecut, cred că, un an de când cred se tot... Cred că a trecut mai mult, sau de, mai când mult. De la înființare. Am înființat că e din 2017, da. Da, s-ar putea spre 2 ani chiar, de când se tot naște clubul ăsta și nu se mai... Tot, nu știu. Nu se mai organizează niciun fel. Da, nu văd lucrurile, nici măcar nu văd că ar merge în sensul constructiv spre înainte. Văd că se stă tot pe loc. Practic a rămas... A rămas ca într-o înainte. Nouă întâlnire. Habar n-am, nu știu. Primarul Romanescu spunea că va propune proiectul ăsta pentru avizare și modificări. Eu am fost cu una de articole până când se va vota. Nu știu acum dacă e o strategie treaba asta. Eu am fost și cu una din avocatele mele de aici, pentru că mi-am angajat o firmă de avocatură din București. Și a înțeles ceva, doamna avocat? I-a întrebat. A întrebat și consilierii, a întrebat și pe domnul primar. Consilierii au zis că așa e procedura, că așa se face. Domnul primar a zis că el e de acord cu numirea mea, dar nu poate, că nu e nu știu ce... E teamă să nu fie sancționat după probabil. Ce semnează, probabil. Da, probabil. Sau chiar se leagă cu un dosar penal. Nu știu. Nu e... sens, nu, da, nu. Înseamnă că nu e sigur de procedura care s-a aplicat acolo. Da, nu cunosc. Cei de la PSD ALDE, sau zicem doar PSD că ALDE, astăzi, din punctul lor de vedere, s-a rezolvat problema. Nu s-a rezolvat, deși nu s-a rezolvat serios, nicio problemă, s-a rezolvat nicio problemă. Facem emisiunea acum în seara asta și... Ce problemă s-a rezolvat? Nu realizez emisiunea cu directorul păi CSM, da. Ci cu încă avocata mea cel care a zis clar, nu s-a schimbat nimica. Eu nu vorbesc eu, personal. Am întrebat-o, uite, s-au schimbat și a zis, s-au schimbat degeaba. Rămâne tot cum a fost. Nu eu, persoane juridice, o firmă de avocat, nu eu vorbesc, că nu mă pricep. Până la urmă, nu știu cum va judeca instanța. Instanța poate să judece oricum. Cert este că un om a participat la un concurs, l-a câștigat. Concurs organizat mai grav de către o autoritate publică locală, o autoritate a statului, o autoritate ale cărei acte se bucură de prezumția de legalitate. Atenție! Foarte interesant și foarte important, prezumția de legalitate. Toate aceste acte folosite în organizarea concursului și tot ce stă din punct de vedere legislativ în organizarea aceste etape premergătoare a instalării, a numirii, a semnării contractului. Așadar, și în instanță va trebui să se dovedească, să demonstreze acest lucru.
de ce se mai trece în Consiliul Local, de ce n-ar trebui să se mai treacă prin Consiliul Local, de ce nu se semnează contractul și în aceste condiții. Ceva nu se leagă la un moment dat. Ceva e da, lipsă. E o verică lipsă în spațiu. Este o verică lipsă, probabil. Nu știu dacă este sau nu. Dar eu văd lucrurile, nu știu din partea cui, dar... Eu văd lucrurile altfel. Văd lucrurile... Este clar, atâta vreme cât politicul își va da avize și se va băga în sport, se va alege praf. Eu am totuși, e de acord, de acord cu noi mai suntem poziți. Viziunea asta, dar când... s-ar putea să mai fie ceva la mijloc. Câți angajați ar trebui să aibă contract? După organigram, că am învățat-o și pe aia din afară, cred că 16 poziții. E, aici s-ar putea să fie cheia întregului scandal. Cele 16 posturi administrative? Nu, sau specialiști în domeniul sportului? Nu, cu totul sunt 16. Și... Da. 16 cu totul care, dacă deschizi, ai afiliat toate secțiile, nu sunt de ajuns. E clar. Nu, pe administrativ și pe juridic sunt 4-5, cred. Astea sunt posturile pe care le vânează probabil și unii și alții. Nu știu. Deși nu... managerul stabilește colaboratorii sau prin concurs se stabilesc colaboratorii sau cum se organizează acolo activitatea. Da, prin selecție, prin concurs. Tu mă cunoști și multă lume mă cunoaște. Nu o să fac nicio concesie. Nu există. Aici s-ar putea să dea bătălia pe posturile acestea. Dacă voi fi eu, sigur, nu va fi pe concurs clar și cine corect. Câștigă? Și cine e cel mai bun. Pentru că chiar vreau să fac ceva, sunt bani publici. Nu cred că cineva este nebun să facă ceva acolo. Pentru că am și eu copii care... Vreau să stau liniștit, nu vreau, n-am venit aici să mă complic acum la... Înainte de a intra în concurs, ai avut discuții cu diversi colegi, fost colegi, cu sportivi, cu antrenori, cu domne, ai venit alături de mine, am putea colabora, am... Sincer, m-am hotărât, eu eram plecat, de când am plecat de la Târgu Jiu, am stat mai mult pe la... N-am stat la Târgu Jiu, da. Deci am pierdut puțin contactul cu orașul. Când m-am hotărât, n-am vorbit, pentru că am așteptat să văd ce se întâmplă și nu rezultate. Era corect, hai să vorbesc cu tine, vii alături de mine și eu nu știam dacă iau acest concurs. Într-adevăr, am discutat după ce am luat acest concurs, îmi creionasem așa, clară treaba, da. Da, îmi creionasem așa o echipă de specialiști, n-am vorbit de juridic, de... Postul da, o echipă de specialiști cu care să facem treabă, să mișcăm lucrurile. Pentru că eu, până la urmă, eram 3 ani, aveam un contract de 3 ani. După 3 ani, sau poate chiar mai devreme, pentru că mi-asumam niște obiective, poate și nu mi le îndeplineam și mi se rezilia contractul, că nu eram pus pe viață la CSM. Dar chiar credeam că pot să fac, măcar să le urnesc, să înceapă ceva, să se vadă la Târgu Jiu că s-a început o treabă serioasă, pentru că dacă nu ar fi serioasă și, să zicem, câștig peste o lună și o să fiu opus, nu știu dacă mai am timp să organizez ceva așa rapid, dacă văd că nu e o treabă serioasă și nu există o colaborare cu oamenii, o să plec singur, pentru că nu vreau să îmi dau singur cu piatra în cap și să promit anumite performanțe și nu pot să le fac. Adică totul va depinde și de bugetul care va fi, în funcție de bugetul care va fi, îți pui și obiectivele de performanță și ce trebuie făcut. Da, pentru că orașul ăsta trebuie să aibă un viitor. Copiii noștri trebuie să aibă, nu știu dacă vor deveni profesioniști 100%, dar merită o șansă. Și de câțiva ani, copiii noștri se schimbă pe garduri, plătesc taxe, pleacă cu mașina părinților la... Părinții mai plătesc și salarii pe la unele, așa? Da. Dacă este părinții plătesc și cantonamente, părinții și plătesc tot. Și tot. Iar noi ca primărie, e clar, primăria și clubul CSM este obligată să sară în ajutorul acestui oameni. Da, trebuie să luăm o pauză de publicitate, revenim cu partea a doua a emisiunii noastre.
Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019, program gratuit After School, personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional, clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Vă așteptăm cu drag la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis, telefon 0253-214867. Poveștile frumoase încep la o ceașcă de cafea proaspăt prăjită. Social Public House vă invită la Nino Cafe. În inima orașului Târgu Jiu aveți parte de clipe minunate într-un mediu ambiental prielnic relaxării. Iubitorii de cafea știu ce înseamnă să poți savura o ceașcă de espresso. Din pasiunea pentru cafea alegem cele mai bune tipuri de cafea verde, prăjită manual și cu atenție la aer curat. Social Public House în Târgu Jiu, strada Alexandru Vlahuță, bloc 8, parter. Rezervări la 0730-030-313. Nino Cafe, o poveste de dragoste care se înnoiește în fiecare zi. O pasiune care trezește toate simțurile. Pe Piața Românească din anul 2003, livrări în toată țara prin Tremolada SRL. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Echipa școlii de conducători auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șofer de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permisul dumneavoastră. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Domina Imobiliare. Venim către tine cu cele mai noi și cele mai rapide oferte. Vinzi, cumperi sau închiriezi. Domina Imobiliare te sprijină în decizia ta către un cămin sau către un teren propice pentru casa și afacerea ta. Economisește timp și energie și lasă-ne pe noi să anulăm efortul tău de a căuta. Reprezentăm profesionalismul și conduita necesară în domeniul imobiliar.
Fiecare dintre noi înțelege nevoia ta de a găsi sau de a cumpăra cea mai bună ofertă disponibilă. Reclamă stradală, consiliere, suport online cu cea mai interactivă platformă de imobiliare din Oltenia. Informații precise și îndrumare profesională în direcția potrivită și dorită de client. Vino și tu cu oferta ta, alătură-te clienților noștri, iar noi îți garantăm succesul inevitabil oferit de agenția Domina Imobiliare. Accesează site-ul nostru domina.ro și calcă-ne pragul agenției noastre. Valorifică-ți oferta și economisește timp. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Am revenit la emisiunea noastră, vorbeam și în pauza de publicitate ce fac copiii din Târgu Jiu, ce fac tinerii din județul Gorj, pentru că se încearcă atragerea lor în tot felul de activități pozitive, chiar și sportul e una dintre acestea și ar trebui să fie una dintre principalele ramuri ale activității sociale din județul Gorj și din Târgu Jiu. Am avut sport de performanță la Târgu Jiu și ne-am mândrit cu toții de acest lucru. N-aveam un stadion cât de cât, n-aveam o sală sporturilor cât de cât, avem o sală polivalentă, o sală a sporturilor, acum o să avem și un stadion, nu cred că se mai prelungește încă 2-3 ani construirea acestui stadion, se vor finaliza, bănuiesc, sper, în acest an, dar iată, de data aceasta nu mai avem sport de performanță, nu mai avem handbalul pe care l-am avut o dată cu medalii și podium la nivel național, nu mai avem basketul cu evoluții internaționale și performanțe de asemenea interne. Nu mai avem fotbalul pe care l-am avut la un moment dat vicecampion al României și mulți jucători de echipa națională aici la Târgu Jiu. Era frumos să avem sport de performanță, că s-au băgat milioane de euro, s-au furat, nu s-au furat, nu știm ce s-a întâmplat acolo. Vor rămâne însă performanțele acestor cluburi, jucători care trăgeau, vă aduc aminte, la basket, jucători chiar și americani, antrenor american la Târgu Jiu, ceva se întâmplase la un moment dat cu acest oraș, se întâmplase în bine, că erau unii care cărau cu sacul sau cu ce făceau pe altă parte, asta era situația, e și datoria justiției să lămurească anumite aspecte. Cert este că foarte mulți copii, Robert, veneau și la sala sporturilor și la Pandurii, mai vin și acum la cea mai rămas din Pandurii, din păcate, cea mai rămas în sensul ăsta, nu că vin oamenii. Și iată că sportul în continuare se zbate undeva acolo, la nivelul gleznei, la nivelul mocirului. Da, cred că mocirului. La nivelul României am rămas, cred că, printre ultimele locuri. Nu mi-aduc Gorjul, da. Nu, stau să mă gândesc dacă mai există vreo primărie, reședință de jos să nu ajute sportul, printr-un club, prin altceva. Și ușor, ușor ne-am dus de la echipele care jucau în cupele europene, la basket, la handbal și la fotbal, să ne zbatem undeva cu niște echipe la nivelul subsistenței. Nu mai vorbesc de juniori, că este imposibil. Este imposibil să crească, să facă performanță în condițiile actuale, decât să au o singură șansă să plece din oraș la alte cluburi mai puternice și care se implică în creșterea acestor copii. Și de asta nu înțeleg de ce atâta tergiversări, de ce atâta... Nu știu, eu am simțit-o ca... La un moment dat am luat-o și ca ceva personal, adică am întrebat oamenii, e o problemă cu mine? Mi s-a spus că nu este o problemă cu mine, că... Dar nici nu am fost chemat să discutăm aceste probleme. Ce să înțeleg? Ce să înțeleg? Că undeva la mijloc e... Dar puteai să ți se reproșezi, domnule, că ai lucrat la un moment dat cu Marin Condescu sau cu... Cei din anturajul lui Marin Condescu. Oricine poate să-mi reproșeze. Eu nu-mi reproșez nimic. Probleme de genul acesta. Da, nu, eu nu-mi reproșez nimic pentru că am învățat foarte multe. Am învățat foarte multe în acei ani și cred că aș putea acum, cu ce am învățat atunci, să aplic acum la un club în care eu pot să fac mai multe decât puteam să fac la Pandurii Lignit. Asta e de neînțeles, pentru că fiind vorba și de o activitate chiar specifică, sportivă,
nu e nicio firmă, nu e un SRL, nu e un SA, să zici că învârți doar cifre. La pandemie a fost foarte ușor să lucrăm sportiv. E și sport. Și pentru că nimeni nu s-a băgat peste noi. Am lucrat cu oameni care sportiv nu s-a băgat niciun conducător, nici măcar Marin Condescu nu s-a băgat la transferul, la aducerea de jucători. Deci nu s-a băgat. De-aia a și mers treaba. A lăsat cei profesioniști să lucreze. Da, mai lucrau și ei, cum mai lucrau cu banii pe acolo, dar... E treaba dânșilor, exact, ce făceau, vorbesc, până la urmă, și nu știu dacă au făcut sau n-au făcut. Eu spun de sportiv. Corect. Adică aducerea de jucători cu foarte puțin bani, lucrurile mergeau, centrul de copii era foarte mare, adică s-a construit ceva, un complex acolo, s-a construit... cazarea care e acolo, deci s-au făcut lucruri, nu început să meargă. Și acum că n-ai pârghile necesare să faci un club și să stai de 2 ani de zile cu el așa... Avocații pare... ce spun acum, practic, care ar fi următorul pas? Mai așteptați ședințele Consiliului Local? Nu mergeți în instanță? Nu mă aștept. Instanță directă? Da. Dar actele au fost făcute. Nici nu mă așteptam ca astăzi să se ia vreo decizie. Practic, instanța va lămuri, dar de mersul în instanță va și bloca orice da, clar va bloca de clubul de funcționare, eu zic examenul tot anul. Da, da, durează, până vin cu hârtie, păi până degeaba... se apără, până se întorc, până da, se... Da, și dacă câștig în 2-3 luni, nu mai ai timp să faci, să organizezi un lucrurile. Un an e pierdut, da. E pierdut pe undeva, dar... Până la urmă ne întrebăm cui folosesc aceste certuri și nu sunt numai legate de clubul sportiv municipal. Mai e o temă preferată a Consiliului Local, celebra parcare de la Rodna. Da, nu știu. Nu. O parcarea din lângă piața centrală. Da, o știu de ce e vorba. Da. Ba să fie administrată de primărie, ba să fie într-un parteneriat public-privat, ba de către un SRL, de către o firmă și tot așa nu se mai înțeleg cine să o administreze până la nu urmă. Și la sport lucrurile ar trebui să fie simple. Foarte simple. Păi, toată lumea... Nu prea sunt, asta e problema. Primarul, Consiliul Local, eu și cu comitetul director, să ne punem în slujba acestor oameni. Să le alocăm un buget, nu știu care va fi, pentru că nici n-am discutat cu nimeni, pentru că și acolo, în funcție de bugetul acela, poți să faci niște lucruri. Și să ne apucăm de treabă odată. Ok, dacă nu sunt eu în modul... Dar nu cred că din cauza mea sau... Uf! Da. Ți-am zis, o să pierdă foarte mult. O să pierdă copiii care se îndreptă către un sport? Da, o să pierdă copiii, o să ce pierdă părinții. Ce secții se puteau părinții? Deschide așa din prima acolo? Că sunt mai multe trecute. Da, era handbalul, voleiul și basketul, rapid, deja vorbisem de niște parteneriate cu CSS, cu niște cluburi private, adică lucrurile mergeau. Discutasem... Pe o structură existentă, da. Da, pentru că nu pot să găsesc eu cei mai buni sportivi la 15 ani, alții care n-au făcut sport până acum. E clar că trebuia să merg la niște... alte entități sportive, structuri sportive și să discutăm. Și astea se afiliau clubului sau cum? Da, pe unii luam prin transfer, îi legitimam direct pe CSM, alții cu dublă legitimare, depinde cum... Deci lucrurile trebuiau făcute repede. Mișcate, da. Da. Tu gândește-te că nu există nimic. Nu există echipament, nu există nimic. Trebuie discutat, unde fac antrenament, sălile, pentru că eu îmi doresc foarte tare ca acea sală a sporturilor să fie funcțională, să se facă antrenamente, să joace meciuri. Zi, da. Pentru că, până la urmă, sala sportului ia... competiții sportive, să producă sala bani. Sportului ia orașului și copiii sunt tot ai orașului. Să producă și bani, turnee. Normal. De copii, de noi organizam, tineri, aveam de junior, să organizam cele mai mari turnee și la handbal. Dar ți-am zis, primul lucru era să pun în fața Consiliului o cerere și un proiect care să se retragă de la CSP Andorin Lignitu Târgu Jiu pentru a putea afilia secția de fotbal. Pentru că eu am vorbit și la federație, am vorbit și la ligă, am discutat cu juriștii. Se putea începe o echipă la CSP? Da, puteam CSB? Să iau... Puteam să în iau, ce ligă? Puteam să iau o... Nu, la senior nu se putea. Puteam să iau o derogare și o... Așa. Să fac ceva doar pentru copii și juniori. A, pentru tineri. Dar asta cu un risc al meu personal.
Pentru că oricând se poate îndrepta ceva să spună că până la urmă, pentru că să plătesc eu banii ăia care s-au cheltuit cu copiii, pentru că e clar, în regulamentele în ROAF, la capitolul integritate, spune clar că nu poți să fii acționar sau asociat la două cluburi pe aceeași secție. Deci lucrurile erau clare. Dar dacă primăria ieșea din, și Consiliul Local ieșea din asocierea de la Pandurii Lignitu, atunci liniștit puteai zi să dai drumul la să o afiliezi. Ceva oricum trebuie să se facă foarte repede, pentru că sala sporturilor deja e în funcțiune, cel puțin da, teoretic. Și eu pe acolo. Mai picură pe acolo câte ceva câteodată. Stadionul municipal, să sperăm că din vară, hai toamnă să zicem, că la cum merg lucrurile în România, întotdeauna mai pui un hai, să zicem, după termenul de finalizare, mai pui acolo câteva luni sau un an sau să mai pui. În ritmul ăsta cred că o să ajungem să ne uităm la muzee, crede-mă. Și de asta zic că o să avem nevoie de bani să le vopsim măcar, să le întreținem, să trebuie. Ele pot genera venituri, dar crede-mă. Dar trebuie și activități sportive la nivel local, nu doar să organizezi spectacole, să organizezi meciuri de ale altora și așa mai departe. Trebuie și o activitate la nivel local sportivă. Clar. Nu poți să îi spun, hai, vino Avântul, nu știu care, cu ala, veniți să jucați la noi, ca să vadă și Târgu Jenii un meci. Da, Târgu Jenii și făcuseră o tradiție. Aveau niște echipe care bune, ajunseseră da, în topuri. La trei sporturi de echipă foarte exact, tari, și făcuseră un nume. Și acum Pandurii este un brand care atrage, că vin jucători care nu câștigă nimic și joacă. Și încă e în Liga a doua, dacă nu mă înșel. Da, da, chiar am văzut deci la meci. Deci n-ar fi chiar dezastroasă situația acolo. Nu. Chit că CSM-ul oricum nu poate să ducă și nu va cumpăra atâtea niciodată CSM-ul cu Pandurii. Pentru că nu e alt club, nu e Pandurii, e clar. Nici nu își propunea asta. Pentru că nu cred că primăria Târgu Jiu își va putea ține o echipă la nivelul diviziei A și să tragă la campionat. Deși vorbim de ILF, de voluntari, de este altceva, sunt comune, alte bugete, de știu despre ceva, pentru că în ultimii ani chiar am stat prin zona aceea și știu despre ce vorbați. Bugetele sunt imense. Nu știu că au o economie locală dezvoltată. Tu mi-ai că să să te duci cu basketul spre titlu, îți trebuie undeva 1.500.000 de euro. Cu handbalul la fel și cu fotbalul, să zic eu, peste 2 milioane. 3 milioane și ceva de la tine, plus sponsor, plus bilete, plus 1 milion și ceva că promovezi. Deci spre 6 milioane să fie o echipă cât de cât serioasă. De podium. Nu văd ca primăria Târgu Jiu să pună mâine pe masă 10 milioane ca să facem și, pentru că automat e obligatoriu să ai juniorii din spate, sunt obligatorii, juniorii A, locală. B. Se cam târăște economia locală. E clar că CSM-ul va merge, ar trebui să meargă pe copii și juniori, pe copii să crească. Să alimenteze echipele existente. Exact. Merge și cu o echipă până la un anumit nivel, dar pentru că nici sponsorii nu se îngrămădesc așa, dau buzna să aducă bani. Chiar probabil va fi nevoie de sponsor din afara județului, din afara orașului. Avem și un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Permiteți-mi să nu-mi dau numele. Vă rog. Dacă sunt recunoscut, am prea mulți prieteni. Am stat și am vizionat emisiunea dumneavoastră. Stau și mă gândesc de ce nu merg treburile în România. Cred că răspunsul e foarte corect, pe care mi-l asum. Datorită faptului că acolo unde sunt locuri disponibile, acești oameni competitivi care se trag din acele zone în care participă la concursuri, cum este Robert din sport, știe ce înseamnă sportul, cu ce se mănâncă, cât se cheltuie, tot ce trebuie făcut, nu au voie și nu sunt lăsați să ajungă acolo pe locurile respective. Pentru că își bagă politicul coada. Exact cum spunea și dumneavoastră, avem o sală imensă. Vă aduceți aminte că sala noastră nu aveam locuri la meciurile internaționale de basket sau la meciurile de handbal, sau veneau din tot. Nu veneau, nu puteau să intre oamenii în sală, da. Deci nu aveau loc. Mi-aduc aminte, acum vreo 15 ani de zile la un meci cu Steaua, am trebuit la meciul de handbal să punem ecrane pe hol și în afara sălii pentru a viziona acel meci.
s-a mai întâmplat încă de două ori la handbal, plus la basket, meciurile internaționale. Oare de ce consilierii noștri care sunt plătiți din bani publici, din banii noștri, din impozitele noastre, nu se pun de acord atunci când e vorba ca un om de sport care a câștigat un concurs să fie lăsat în pace, făcut un contract cu dumnealui, iar în momentul când a greșit, când nu a reușit să ducă, să facă performanță, să fie dat la o parte și schimbat. Pentru că până la urmă a fost un concurs. Sincer, am scris și pe Facebook și cineva din presă s-a luat tare, tare de tot de mine, un anumit domn, să respect tu pentru dumnealui. Dar nu știu ce curaj a avut domnul Marinescu sau cum se numește, eu nu l-am cunoscut de-a lungul timpului, cu toate că am umblat pe stadioanele țării și în străinătate, în sălile de sport și am reprezentat Gorjul cu cinste în țară și peste votare, deci la fotbal, basket și handbal, chiar cu optimul și cu ceilalți. Dacă, domnule, e o notă mică și te vezi că nu ai făcut treabă, eu nu știu ce mai apare în televiziune să te plângi ca aia și ca aia. A fost o comisie, au fost niște astea. Chiar nu înțeleg. Exact cum spune Robert. Totul întârzie și nu se ajunge să se facă nimic. Nu știm pentru ce s-a constituit acest club. Copiii nu sunt ajutați pentru că avem copii minunați la alte cluburi private, aceste infinit și altele care au handbal, basket, copii minunați care câștigă meciuri, la care vin sute de spectatori, la care sunt niște exact ca pe timpuri la cei mari. Robert știe că a fost la anumite meciuri, domnul primar și unii dintre consilieri au venit cu toată dragostea și au văzut meciuri de handbal la copii, la fete și la băieți. Chiar nu-și dau seama că fac un rău care n-ar trebui făcut pentru acest oraș. Cu ce să ne mai deschidem porțile acestui oraș? Industrie nu datorită infrastructurii, sport nu datorită certurilor din Consiliul Local. Oare cu ce să ne mai mândrim? Lobby pentru ceea ce avem noi atât de minunat, pentru că puține județe se pot mândri, avem mănăstiri, avem cheile Sovătorului, avem cheile Polovrajului, avem atâtea lucruri frumoase, exceptând, ca să spun la final, operele lui Constantin Brâncuș. Oare de ce nu doresc oamenii care ar trebui să facă lobby pentru acestea, oamenii de cultură care sunt plătiți din bani publici, să facă aceste lucruri minunate și consilierii care ar trebui să-și dea mâna, așa cum își dau când e vorba de își votează pensii și dumnealor și parlamentarii și toți salarii, bani, pensii și toate celelalte. Eu cred că aici e o dilemă și atunci aș recomanda unora, fraților care vreți să faceți parte din Consiliul Local, din Parlament sau din altele, cere să lucrați benevol fără niciun ban. Și atunci să vedem cât se mai aruncă. Că stăteam și mă gândeam, oare de ce dorește un om să ajungă parlamentar? Și mă gândeam, zic, investește 2-3 miliarde că știu că trebuie să dai pentru lista de a fi pe locul 1 sau 2. Dar mi-am dat seama că se merită. Iei 2 miliarde 300 pe un an, ți-ai scos banii de ai dat. Și doar îmi treci din 4 ani ceilalți liniștit și mulțumesc. Cred că nu-i de ajuns astăzi. Cred că trebuie făcut mai mult pentru copii. Trebuie scoși din fața calculatoarelor, trebuie scoși din fața altora și altora care le întinează imaginea și se gândesc la alte lucruri care nu le fac bine și aduci în sport, pentru că sportul înseamnă sănătate, înseamnă cultură și înseamnă lucruri foarte importante pentru viața lor și pentru viitor. Vă mulțumesc frumos! O seară bună, mulțumim pentru intervenție. Mă rog, probabil că oamenii și-au dat seama cine a sunat, unul dintre cei care s-au aflat în tribune mulți ani la echipele de handbal și de basket din Târgu Jiu și încuraja alături de ceilalți spectatori. Nu mai știm unde să ne ducem când vine weekendul, nu mai avem la ce sport să ne mai ducem. Se mai mișcă pe aici, pe acolo câte ceva, dar Se mișcă cu eforturi supranaturale ale părinților, ale unor oameni și ale părinților, care nici ei nu o duc bine. Nu o să poată niciodată să-și ducă copiii pe banii lui. Nu pot să-și ducă copiii pe banii lui la o performanță, decât dacă îi duc în alte părți. E clar. De acord, dar la ce au mai înființat CSM-ul ăsta? Care a fost să se certe? Sincer, i-am întrebat pe și cine, eu. Cine i-am întrebat de acolo? De ce? Că azi unii din domnii consilieri au fost numai
lapte și miere și mi-au spus că totul e perfect, dar tot nu se face nimic. Și de nu, ce? Că da, nu? Și, care era? Că nu sunt astrele aliniate? Că da, nu, ce s-a întâmplat? Că nu, chiar că nu ești membru de partid, trebuie să înscrii în ce partid trebuie să înscrii. Ai fost membru de partid? Niciodată. Nu. Și nu, în momentul ăsta nu da, e... Am zis, da, și am, ce s-a rezolvat? Că nu s-a rezolvat nimic. Am mai văzut, iar exact cum ai spus tu, că mi-ai zis felicitări, că nu știu ce comunicat. Nu s-a rezolvat nimic. Totul e la fel ca săptămâna trecută și ca acum două săptămâni. Da, că am vorbit din weekend, a vorbit să facem asta fac așa emisiune. Pentru oameni să... Hai să zicem că facem. Și am văzut comunicatul de la ALDE, uite așa, că am intervenit, că președintele Iordache s-a implicat și a rezolvat și am zis, gata, mi-a picat emisiunea. Tăi ți-am zis cu ce a intervenit, domnul a intervenit bine. Cu un amendament care era domnul, și înainte. Trebuie să fac timp, ori nu mai vine, că acum are treabă la CSM, ori trebuie să schimb emisiunea, să fac cu domnul director de la aveam CSM. Treabă, da, multe. Că... Așa, și am zis, gata, s-a terminat, acum trebuie să-mi fac și naiba o rezervă pentru emisiune, că poate nu mai participă Robert Băreț și... Era bine să fie, mă fi înșelat eu, dar având experiența anilor trecuți și modul în care politicienii se comportă în precampanie, se mai întâmplă și treburi din asta. Poate fi și bună intenție, nu e niciun fel de problemă. Poate ALDE a ieșit din tensiunea asta. Poate vor ieși și ei de la PSD la un moment dat și se vor înțelege toți din Consiliul Local, măcar pe domeniul acesta al sportului, nu neapărat că este... Robert Băleieț cel implicat, oricine ar putea să fie, și un Popescu, și un Vasilescu, normal, și un american care. Dacă participa la dar eu nu cred că se va rezolva. Deci am ajuns acum să nu mai cred, pentru că ți-am zis, un om care vrea să facă ceva, face. Pentru că o să avem nevoie de sala sporturilor și de stadionul municipal să justificăm cele mai mari investiții din Târgu Jiu din ultimii 50 de ani, ca să nu exagerez, 20, aproape 30 de milioane de euro, care o să ruginească în fața noastră, în fața ochilor noștri. Trebuia să ne mișcăm de ieri, cum spuneam, cum vorbesc și despre minerit, ca să rezolvăm anumite probleme. De ieri trebuia să rezolvăm anumite probleme legate de sportul gorjean. Avem infrastructura, așa cum suntem exact ca în filmele cu proști. Înainte aveam sport, nu aveam infrastructura sportivă, bazele, arene. Acum avem, să zicem, ce ne trebuie. Din punct de vedere material, nu avem echipele. Ne întrebăm de ce funcționează lucrurile așa cum funcționează în județul Gorj, ne întrebăm de ce a plecat Constantin Brâncuș din județul Gorj și ce s-ar fi întâmplat dacă nu pleca din județul Gorj. Și ne uităm în ce stadiu. Da, m-am gândit și eu, în ultimul timp mă gândesc tot mai des, plecat, bă, să mă duc să plec chiar, că nu... A plecat, uite că a plecat. Dacă nu pleca, poate că nu... Dar nu mai cred, eu sincer nu mai cred că se va face ceva. Deci dacă vrea să facă ceva, nu o mai găsești tot timpul o virgulă și sincer, nici eu nu mai cred, sincer, că... nu mai cred, dar încă mai sper, nu știu de ce. Așa, în prostia mea, nu știu de ce, mai sper că în al 13-lea, al 17-lea ceas se va găsi o formulă. Deci eu am crezut, da. Hai, semnează ăsta, nu te dăm nici pe tine în judecată, nu te anchetăm, nu intri în pușcărie, că probabil că e speriat primarul că va face pușcărie pe tema asta dacă va semna contractul. Așa. Dați drumul la treabă acolo, nu e bun, în 6 luni îl dați afară, dar măcar s-a început acolo, vine altul. Da, exact. Pune, nu mai are roțile puse, acum mai pune și el acolo în mașină, mai pune un scaun, nu, mai pune... Nu, crede-mă, nu e normal. Da. Adică n-a fost de când am... Dar n-a zis, domnule, nu ești bun. De când am terminat acest... Facem alt concurs. Ai fi de acord? Nu? Nu ești bun, nu ne place ăsta al tău, planul tău, are 3 file. N-ai da. Scris în el nu că mi-a trebuie. Zis nimeni nimic da. De nimic. Nici n-am discutat despre sport, crede-mă. Adică important, cred că e ce cum gândești și ce... Am o idee de mâine. Uite, domne, adeziune PNL, adeziune PSD, adeziune PMP, unde mai e? PSRO, ALDE. Bun? Care e bună? E ok acum? Nu știu dacă, nu pot să UDMR, fac. UDMR, uite și eu UDMR. Nu pot să fac. Nu pot să fac. Da, nu, dar nu cred că se va face nimic. Sunt dezamăgit. Oamenii probabil sunt mai dezamăgiți ca mine, pentru că eu nu o să stau... O să... Ți-am zis, am vorbit cu avocați, ei merg pe calea care trebuie. Pe calea instanței. Dar... E păcat oricum. Probabil că se va ajunge la un sportul rezultat. Sportul va pierde. Da. Nu Robert Băleț. Și așa a pierdut în ultimii ani pentru că n-a mai avut... Se începuse și cu niște baze sportive,
terenuri de basket. Da, 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 da. Și dintr-o dată s-a ales praful, așa parcă cu totul, nu mai, nu s-a mai făcut nimic. Mai avem încă o pauză de publicitate, revenim cu ultima parte a emisiunii noastre cu cea de-a treia. Husqvarna dă startul campaniei de primăvară 2019. Până în luna iunie sunt reduceri între 200 și 300 de lei la mașinile de tuns gazon, moto unelte și moto ferăstraie la Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna. Pentru fiecare mașină de tuns iarbă primiți cadou o foarfecă GuardView, iar la achiziționarea unui tractor de grădină Husqvarna, cadoul este o mașină de tuns gazon electrică și un mini trimmer Flymo. La cumpărarea moto ferăstraielor Husqvarna 435 2 și 442 se oferă cadou două lanțuri X-Cut SP33G. În plus, bateriile și încărcătoarele au reducere 20% la achiziția unui utilaj pe baterii Husqvarna. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210736, Novaci, Piața Centrală, Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, Turceni, platforma termocentralei și Padeș, sat Apa Neagră. Raico, dealer autorizat Husqvarna, i-al naiba de greu să fim cei mai buni. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafiură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Ample activități extracurriculare și de voluntariat. Cursuri de limbi străine, engleză, franceză, germană. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, strada Mioriței, numărul 4. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Tehnoinstal SRL, una din firmele de referință în domeniul lucrărilor de instalare, montare, punere în funcțiune, autorizare, service, garanție și post-garanție a echipamentelor de încălzire centrală. Firma dispune de specialiști autorizați SCIR și ANRE pentru a efectua diverse lucrări la domiciliul persoanelor fizice sau la sediul persoanelor juridice. La Tehnoinstal alegi instalația de încălzire perfectă pentru locuința ta. Centrale pe gaz, centrale pe lemn și centrale electrice, inclusiv echipamente neconvenționale. Panouri solare, pompe de căldură la cele mai bune prețuri. Tehnoinstal SRL, Târgu Jiu, strada 1 decembrie 1918, numărul 49, telefon 0253-225-528. Alege Tehnoinstal, mai mult decât căldură. Ultima parte a emisiunii noastre, unii spuneau că în anumite momente, cu anumite teme și cu anumite subiecte, e prea lungă această emisiune, o oră și jumătate, dar nu este deloc când discutăm pe teme de interes. Portul Gorjan este una din temele de interes pentru Târgu Jiu, s-ar trebui să fie și pentru
Târgu Jiu, dar mai ales pentru cei care ne conduc, consilierii locali, indiferent de culoarea politică, roșie, galbenă, verde, albastră, portocalie, roz și de care o fi. Trebuie să ne gândim până la urmă și la viitor. Nu există comunitate fără sănătate și fără sport și fără educație care le întregește pe toate. Este momentul să, până la urmă, să ne scuturăm cu toții de aceste orgolii politice sau de care o fi ele. Și chiar dacă avem de onorat anumite lucruri, haide să lăsăm oamenii de sport să-și facă treaba, chiar dacă ei nu fac jocuri politice întotdeauna și vor să-și facă doar datoria ce înseamnă performanță în domeniul sportului și al managementului sportiv. Sigur că vorbim de prezumția de competență în ceea ce îl privește pe Robert Bălăieț. Există un, sau teoretic există un contract de mandat cu indicatori și așa mai departe. Vestitul contract de mandat, în spatele unor indicatori se ascund multe, dar se putea da o șansă, mai ales că e vorba de una legală în urma unui concurs câștigat. A fost contestat concursul ăsta pe undeva, pe la vreo autoritate, instanță sau... Deci n-a apărut nicio informație în sensul ăsta. Până la urmă, cineva trebuia să-și asume, dacă nu-și asumă un for colectiv, consiliul local, să zicem, să-și asume primarul, semnarea contractului și eventuale consecințe de natură penală sau de care o fi. Eu am văzut lucrurile. Domnule, a făcut o faptă bună. Dacă are juriști care spun, domnule, e ok, nu vei face închisoare că semnezi contractul ăsta, se va da o amendă acolo penală sau administrativă. Eu am văzut lucrurile, am văzut lucrurile așa, de ultimele, ce să înțeleg. În primul rând vreau să spun că nu o să renunț. Chiar nu o să renunț la... Chiar vreau să fac ceva și o să mă bat până la capăt. Că vreau să demonstrez că pot. Cum am văzut eu lucrurile? Am văzut lucrurile la prima ședință. O parte a mesei a sărit la orice discuție. Iar oamenii care au fost acolo și s-au uitat la televizor au văzut despre cine e vorba. Am văzut a doua ședință în care aceiași oameni nu s-au prezentat și am văzut iar astăzi tot aceiași oameni vin cu amendamentele care sunt la fel. Ce să înțeleg? Că nu sunt de acord cu mine, cu concursul sau cu ce? Să iasă să spună. Nu... Dar 100% nu o să renunț. Pentru că e păcat pentru orașul ăsta să nu mă zbat pentru acești copii. Am mers la un concurs, l-am câștigat, vreau să fac treabă, cu toate că o să fie foarte greu. Vedem ce se întâmplă. Oamenii ce spun așa pe stradă? Te încurajează, stau de vorbă, stai cu fiecare, le explici da. Ce se întâmplă da. Acolo, ce ai înțeles, ce n-ai înțeles. Oricum făceam ce... înainte. Și înainte piața și cumpărăturile. Da. Dar am simțit foarte multă susținere și asta mă ambiționează și 100% o să le spun și pe aceste cale că nu o să-i dezamăgesc și că o să merg până la capăt, indiferent ce se va întâmpla. Asta e. Mergem și cu toate că gândește-te că demersul meu cu judecata o să stă peste acest club. Eu o să fac rău clubului, nu o să funcționeze din cauza că o să-i dau eu în judecată. Deci indirect o să-i fac un rău. Dar nici nu pot să renunț să fiu batjocorit și plimbat așa de o săptămână pe alta, la fiecare virgulă și la fiecare semnul exclamării din... Ar trebui să ne respectăm oamenii care au făcut performanță, ca să nu zic valorile, din orice domeniu, sport, educație, cultură, există și alți învățământ motivi. Și toate astea, sănătate. Până la urmă, dacă nu ne respectăm noi, s-ar putea să le respecte alții. Artă, cum a fost cazul lui Constantin Brâncuș, pun pariu că operele astea într-o noapte ar fi transportate la Târgu Jiu în America, cât ai face așa, dacă am fi de acord să le cedem acolo, să vedeți câte muzee s-ar face și câte milioane sau zeci de milioane de turiști a reușit să atragă pe alte meleaguri opele acestea brâncușiene. Probabil că noi suntem prea obișnuiți să ne certăm între noi și să ne aducem aminte
din când în când de Constantin Brâncuș și ceea ce spunea el când s-a întors în România cu sărăcia și cu prostia, cum ne-a lăsat și cum ne-a găsit, și mai sărași și mai proști decât era ultima dată când plecase, și s-ar putea să aibă dreptate. Oare ce s-a întâmplat în ultimii 62 de ani de când a murit Brâncuș, se împline săptămâna asta, 62 de ani, după 62 de ani cred că ne-am înfundat de tot la minte noi, gorjenii aceștia, care încercăm să facem performanță, deși în istorie cam avea cu ce să ne mândrim. Chiar și între figurile istorice, parcă pe undeva ne este și rușine că am dat istoriei asemenea nume și noi în ce hal am ajuns să ne gospodărim cu sărice, de la Tudor Vladimirescu și Ecaterina Teodoroiu, am ajuns ultimii chiar și în domeniul acesta al sportului în general. Oameni care te susțin pe stradă pentru că te cunosc ca și fost sportiv la nivel înalt până la urmă. Da, echipa de atunci e ținută aminte și va rămâne practic cea mai bună echipă din istoria se va șterge fotbalului gorjean până la urmă. A avut cele mai mari performanțe. Dar oamenii au perceput-o ca, m-au luat ca, pentru că cunoscându-mă și știindu-mă că sunt un tip așa mai dintr-o bucată și nu fac multe concesii, sunt convins că puteam să fac treabă. Ce? Și sunt mulți, crede-mă, foarte mulți, foarte mulți. Și pentru ei nu o să cedez, o să merg până la capăt. Te consideri o victimă a jocurilor politice? 100%. Nu numai eu, ți-am zis, eu sunt cea mai mică. Eu, pentru că mi-am pierdut timpul, am venit cu inima deschisă și am fost luat așa, într-o zeflemă clară. Dar cel mai mult va pierde sportul. Vor pierde copiii, pentru că eu, exact cum ai spus tu, pot să stau 6 luni, pot să stau un an, nu sunt bun, o să plec, că o să mă dea afară. Important să se continue, exact, să meargă, să vină altul, să facă mai bine ca mine. Și așa e normal. Dar noi, în loc să discutăm, și certurile sunt bune, cele constructive, din care iasă lucruri bune, dar de când s-a terminat acest concurs, se bate monedă pe de orice altceva. De aproape 4, 7, cred că a fost, pe 4 a fost proba scrisă, pe 7 a fost, pe 7 interviu, 12 cred că s-a afișat, pe 12 februarie s-a afișat rezultatul final. 12 februarie, 12 martie, o lună de zile. De o lună de zile pierdută, pe niște virgule și niște lucruri care, încă o dată repet, nu înțeleg de ce nu au fost sesizate înainte de desfășurarea concursurilor. Dintr-o dată au apărut probleme. Din momentul în care eu am câștigat acest, că de acolo îmi fac anumite și eu anumite semne de întrebare în mintea mea. De ce doar atunci? Și nu înainte, când au avut timp luni de zile. După ce ai câștigat concursul, au venit politicieni de la putere, de la opoziție, de pe martie, de pe lună. Bună, felicitări că ai câștigat acest concurs, a fost sportiv, gorjean, e bine că îl valorificăm, îl promovăm. Nu, în afară, nu. Am avut o discuție cu primarul, care m-a felicitat. În rest, nici măcar n-am discutat de sport. Ce să zic? Atunci simți și tu, ca om, simți că ceva nu e în regulă. Adică o simți, că majoritatea oamenii ne cunoaștem, suntem o comunitate mică, nu... De unde să vină? Am venit de pe Marte. Să vină reticența asta față de... Exact! Și e clar că e o problemă. De ce natură? Relația a fost o relație cu Marin Condescu sau de la Pandurii? Nu știu. Eu am văzut că ți-am... Probleme de altă natură, penală... Scandaluri publice... Da, nu am, eu nu am probleme din asta. Nu e clar, e o problemă. Problema? Și a apărut exact în momentul în care eu am câștigat. Trebuia să câștige altcineva? Nu pot să spun așa ceva. Văd și eu ce circulă. Dacă ar fi câștigat altcineva, ar mai fi avut loc scandalul ăsta? Nu pot să-mi dau cu părerea.
Tare, aș vrea parcă să văd timpul așa în urmă, să văd dacă s-ar fi întâmplat. Pentru că ți-am zis, au avut timp, Consiliul Local a avut timp luni de zile să rezolve această problemă. Dacă există o problemă, pentru că habar n-am pe ce, dar dintr-o dată au apărut probleme. Și nu, eu nu înțeleg așa dintr-o dată. Primarul Marcel Romanescu are, sau dacă nu are consilieri juridici buni, specialiști, întreabă pe alții, Eugen, nu? Eu se duce la domnul secretar, la domnul Gianu. Domne, zici mie, pași după. Pot să semnez cu omul ăsta, mă vor ridica a doua zi mascații, mă vor duce la așa. Pot sau nu pot? Ce risc? Ce risc? Păi spun că astea le știu și pot să le spun. Okay, eu am terminat, au trecut cele 15 zile și avocații mei m-au învățat ce trebuie să fac. M-am prezentat cu un executor ca să spunem oamenilor de fapt ce s-a întâmplat după aceea. Parcurgerea etapelor legale. M-am prezentat cu un executor judecătoresc și am cerut un punct de vedere la primar, la primărie și la Consiliul Local. Primăria mi-a dat un răspuns prin primar că este de acord să semneze acest contract cu... Dacă. Dar cu avizul, că, da, cu avizul acela. De la Consiliul Local nu am primit nici până acum răspuns, din data de 26, cred că. Ce să înțeleg? Sunt în termen. Da, 30 de... Asta e de înțeles. Da. Sunt în termen, dar din păcate termenul acesta curge în defavoarea sportului. În defavoarea sportului curge, da. Sunt așteptări? Părinții te-au contat? Copiii? Da. Cei... Dar sunt foarte dezamăgiți, să știi. Aveau așteptări de la povestea asta? Să știi că sunt foarte mari așteptări. Să se pornească odată, pentru că era și momentul. Avem câțiva ani de pauză în sportul de performanță. Da, s-au pierdut generații întregi. Generații întregi de nu neapărat de sportivi de mare performanță, dar nu mai fac sport. Stau. Cum zicea și interlocutorul dinainte, stau pe găsesc orice altceva de făcut pentru că nu au une să practice sportul. Nimeni nu... Iar dacă se făcuse CSM-ul, hai să-i ajutăm. Noi ne certăm. Toată lumea se ceartă. Pe virgule. Este păcat? Alți oameni de sport? Ce părere au? Alții s-au dezamăgit de mult. Pentru că ți-am zis, eu am mai fost plecat. Dar alții sunt dezamăgit cumplit. Pentru că vă dați seama, și ei ca antrenori care sunt acum, colegii mei de generație, nu sunt plătiți, nu sunt respectați pentru ce au făcut. Până la urmă, plătind un om, eu așa cred că îl și respecti. E un respect pentru el. Iar ei săracii stau și se chinuie pentru că am discutat și cu ei. Toată lumea e dezamăgită. Și antrenorii de la fotbal, și antrenorii de la handbal, și antrenorii de la basket. Da. Pentru că nici n-au... E foarte greu, da. E din ce în ce mai greu. Nici salarii n-au... Pe lângă salariile astea, nu au nici condițiile de a face performanță și a arăta ce pot. Eu așa am crezut și așa cred în acest CSM că va fi cel mai tare club, măcar la nivel de copii și juniori. Să oferim toate condițiile și să respectăm antrenorii care o să vină, să facă performanță. Să se implice total, pentru că un om care nu este plătit, nu văd că își dă tot interesul așa din lume să vină și la antrenament. Crede-mă, sunt de la 10 ani în sport. Știu despre ce vorbesc. Așa am crezut că e CSM-ul. Eu așa am venit la acest concurs. Din păcate, am început să mă îndoiesc așa din ce, pe zi ce trece. Am putea merge pe teoria conspirației, deși nu sunt adeptul teoriilor de genul ăsta, că s-ar aștepta, s-ar trage de timp până se rezolvă la nivel național povestea cu CSM-urile, cu cluburile sportive ale Ministerului Sporturilor. Bine, acum, care trec în subordine autorităților locale sau județene. E o tragere de timp așa... M-am gândit la multe strategii, crede-mă. Ca să... Dacă ți le-aș spune pe toate acum... Să ne facem acuma... ca ne certăm, ca să mai ieși asta, nu? Sau cum? Sau unii sunt onești în demersurile... Nu cred, da? Nu cred.
Nu cred că s-a ajuns chiar așa să mai stăm încă vreun an. Păi să mai stăm încă vreun an să ce? Eu am o relație foarte bună cu domnul primar. Asta atunci ne întrebăm, domnule, la ce l-au mai făcut? Adică nu cred că ne putem înțelege. Dacă tot vine ăsta la primărie sau la Consiliul Județean Clubul, așa, la ce l-ați mai făcut pe ăsta? Dacă tot e o rezolvată, bine, doar... Bine, e făcut de un an... De vreo doi, un an și... Nu aia... Și chiar dacă se întâmplă treaba asta la un moment dat, exact, peste 6 luni, suntem peste doi oameni care putem discuta. Se unifică, e un om de sport. Da, hai poate să facem... unul rămâne, unul director, unul ajuns, eu zic sau că unul doi pleacă, pot să facă mai sau multe. Sau da, sau unul pleacă, dacă așa asta a fost să fie, nu-i nu problema. Nu ai problema. Nu dar de ce problema să nu se facă? Asta n-am înțeles. Nu. Și aia e o chestie foarte bună, pentru că acolo sunt sportivi foarte buni. Da, deja e o tradiție. Nu vreau să... concurez cu acele secții, atletism, box, lupte, care sunt foarte bine structurate și clar, au făcut performanță. Da, mai ales atletism. Dacă da, puteam să-i ajut cu ceva. Deci nu, aia, nu cred că e asta. Era chiar o chestie benefică să unifici două lucruri bune. Clar. Și teoretic ești unul și mai bun, dacă 100%. Este să mergem pe partea teoretică. Am stat într-o dimineață de vorbă... în Parcul Central, ca să vedeți la ce nivel de performanță e sportul gorjean, ca să deci, acolo se antrenează atleții. Să fie lucrurile. Am stat vorbă vreo două ore într-o dimineață de la 8 fără până pe la 10 cu domnul Bură. Acolo se antrenează atleții, într-adevăr, pe bitumul ăla. Da, și aduc medalii gorjului. Nu știe nimeni, doar unii care mai... Nu se dau la o parte de pe alee, că acolo se antrenează. Acolo se antrenează. Așa se face sportul în Gorj, dragi politicieni. Prin Parcul Central, prin răhățeii de la ciorile de acolo, pe bitumul din parc, pe marginea de la insuliță, așa se face sportul. Săracii copii nu știu că mai târziu o să sufere foarte tare când alargă pe cimentul ăla, pentru că... Da, li se distrug tendoanele, li se mai întâmplă altceva la mușchi, sportivii știu foarte bine cum trebuie să te antrenezi sau cum nu trebuie să te antrenezi. Așa se face sport în județul. Cred că ar fi cazul să mai încheiem cu toate tâmpenile astea, că altfel nu pot să le spun, și să lăsăm oamenii, măcar în domeniul sportului. Sau puneți, domne, cum era înainte, un director politic și unul tehnic de specialitate, cum era pe vremea comunismului, și încheiem poveste. S-ar putea lucra și în felul ăsta? Un responsabil politic și unul, nu văd lucrurile, unul cu propaganda și unul cu, da, nu, cu nu sportul. Văd lucrurile. Încă o dată repet, atâta vreme cât politicul s-a implicat în sport și sunt exemple nenumărate, s-a ales praf. Pentru că sportul aduce uneori și performanțe și alteori politicienii își fac calculul că mai aduce și voturi. Odată cu performanță. Eu zic că voturi va... Adică e meritul nostru. Ce voturi să aduc acum că nu faci nimic pentru sport? Păi nu, acum da, într-adevăr, e blocată toată treaba. Probabil pentru un an de zile sau pe anul ăsta e cam pierdut totul dacă nu se nalbește. Tu crezi că toți copiii aia sunt, părinții aia sunt revoltați acum și judecă oameni. Am văzut, sunt antrenori care recunosc că dacă n-ar fi părinții, dar peste tot nu și-ar lua nici banii. Toți plătesc, toți plătesc. Se plătesc toate, de la Jean-Pierre până la alimentație, transport, salarii și așa mai departe. Din păcate, ăsta este adevărul. La nivelul ăsta e sportul gorjean local și v-am spus și cum se antrenează cei de la atletism. Sigur că o să spună că e stadionul încă în eternă construcție și pista nu e disponibilă, dar ăsta este adevărul, asta este stare de fapt și n-ar trebui să o prelungim, ar trebui să dăm o mână de ajutor, să facem treburile. Dacă primarul să-și asume și de data asta, chiar dacă va avea probleme cu legea, penale, de care ar fi ele, măcar a făcut-o pentru o fapt, pentru ceva pozitiv, e o faptă bună, chiar dacă trage de ea, probabil că va fi transformat într-o victimă și va avea de câștigat procente. Nu cred că va merge la pușcărie dacă va semna contractul demandat cu Robert Bălăieț. Dar așa e în politică. Când e vorba de comunitatea asta, se iau riscurile, se calculează foarte, foarte atent riscurile. Și Consiliul Local face ce face în toată această problemă. Din păcate, se confirmă ceea ce spuneam chiar și anul trecut la Târgu Jiu, în actuala formulă PNL, PSD, ALDE, PSRO, nu se va face nimic până în 2020. Se vor certa până în luna iunie sau când vor fi alegeri în luna mai,
anului 2020 pe orice, pe parcări, pe CSM, pe anveloparea blocurilor, pe canalizare, pe manageri, pe șef de instituții și așa mai departe. Probabil că nu trebuie să avem echipe în sportul gorjean care să ne poarte numele orașului Târgu Jiu, care baie în Valea Jiului, baie în defileul Jiului, baie în Oltenia, baie în Ardeal. Nu avem nevoie de astfel de echipe, avem nevoie de directori care se spală în lighean sau își fac pedicura prin birourile. Probabil că cu asta trebuie să ieșim în față, cu brâncușii, cu sportul în niciun caz. Până la urmă, spune că ai plecat de la Târgu Jiu, nu mai erai în zonă, era oportunitatea să revii acasă. Cu ce te ocupai, unde lucrai până la urmă, dacă nu e un secret? Nu e un secret. Aveam o firmă, intermediam jucători, transferuri. Deci tot în domeniu sportiv. 100% pentru că asta fac de la 10 ani. Nu pot să mă apuc acum de agricultură pentru că aș da faliment 100%. E clar, mă aș duce. Era bună și agricultura până la urmă. Era bună, dar să o facă specialiștii. Să o facă specialiștii, da. Nu ne băgăm în alte domenii. Ce mesaj ai avea către Consiliul Local, către consiliile locale acum în această seară, după ce ți s-a întâmplat? Nu știu, să abordeze, încă o dată repet, să abordeze lucrurile în perspectiva facerii ceva. Eu am simțit că au abordat să nu se facă ceva. Așa am simțit eu, Robert Băleț. Am simțit o ostilitate, am simțit probleme de orice natură, ți-am zis, virgule. Ca să nu se facă. Ca să nu se facă. Așa am văzut eu lucrurile. Poate mă înșel. Dar eu așa am văzut. Eu nu... Pentru că nu... Ți-am zis, 4 ședințe, 2 n-au fost, una... Au zis că nu e ok, acum amendamente care sunt tot amendamentele alea. N-am înțeles nimic. Avocata mi-a zis, cum să schimbe un amendament cu ceva care exista dinainte? Deci ce să înțeleg? Eu văd, cred că nu se vrea. Simplu. Un mesaj pentru tinerii, pentru cei care iubesc sportul în Târgu Jiu? Da, să nu dezarmeze. Până la urmă, trebuie să facă ceva. Ei sunt, ei și părinții lor vor judeca toate astea. Cred că, până la urmă, se vor îndrepta lucrurile. Din păcate, încă o dată repet, cred că anul ăsta este compromis. Ei vor judeca când va trebui, nu zic eu mai multe. Probabil justiția o să spună dacă și o să mă pun acolo unde trebuie, o să-i ajut foarte tare, adică o să mă implic 100%, o să fiu în ajutorul lor. Chiar vreau să fac performanță, chiar vreau să ajutați eu și copiii din oraș, pentru că e și datoria mea, pentru că mi-a dat ceva sportul și vreau să dau și eu înapoi. Ce se va întâmpla, nu știu. Și nici nu mai vreau să dau, nici nu-mi dau eu cu părerea, pentru că mă depășesc toate chestiile astea juridice și nu... N-aș vrea să spun vreo prostie. Da, Monalisa Popescu transmite un mesaj pe Facebook, spune că ar trebui să candideze acum la câtă publicitate s-a făcut în jurul acestui scandal, că oamenii te-ar susține, te-ar vota. Nu știu că asta e soluția. Dacă în politică sau din afara politicii o candidatură, probabil că te-ai înscris doar pentru un sport. Proiect dedicat sportului și atât. Bine, niciodată. Eu am mai spus odată aici, nu știu ce să zic, că nu o să fac, nu. Dar văd că nu... Chiar cineva a făcut o glumă cu niște adeziuni, cu... Și încep să am și eu îndoieli și să cred că chiar nu altfel. Pot face nimic altfel. Fără politică. Da, sportul nu are legătură cu politica, sportul unește națiuni și comunități, le ține sănătoase, le ferește de toate cele rele. Idealul sportului este acela de a uni, nu de a dezbina până la urmă, chiar dacă
acolo în sporturile de echipă există acea încleștare și în sportul individual și confruntare și luptă și război. La final toată sunt lumea pe teren, își, dă, da. Își dă mâna și merge mai departe. Rămâne fair play-ul care nu există deocamdată în ceea ce vedem noi la Târgu Jiu aici, un club sportiv municipal care a fost înființat din dorința, din voința mini-parlamentului local, aleșilor mini-legislativului local, care acum nu vor să meargă și să facă pasul următor, indiferent ce culoare politică ar avea ei, unii ezită, alții nu vor și așa mai departe, toți sunt implicați în această poveste urâtă de la Târgu Jiu și așa cum spuneam, tare mi-e teamă că până în 2020 tot de lucruri din astea vom avea parte. Eu îți mulțumesc că ați fost alături de mii de telespectatori în seara asta, măcar că a fost sportiv și gorjean pe teren acolo la fotbal, un gorjean pe care l-am admirat și l-am urmărit, pentru că nu avem prea mulți în ultimii ani gorjeni cu care să ne mândrim în sporturile de echipă. Au dispărut echipele de mult din județul nostru și din Târgu Jiu. Rămâne scutele 3, numai bine!